Elevii care vor obține 10 la bacalaureat vor avea și în acest an acces gratuit la festival, anunță organizatorii Untold. Creatorii Untold sunt alături de elevii de 10 ai României într-o nouă inițiativă Bac de 10, cea mai longevivă campanie de încurajare a performanței prin educație. Performanța elevilor de 10 va fi recompensată cu experiențe memorabile și anul acesta. Cei care obțin 10 la examenul de bacalaureat sunt recompensați cu abonament general acces pentru cele 4 zile de Untold, se arată într-un comunicat transmis de organizatorii festivalului. Inițiatorii campaniei cred în puterea educației, iar în ultimii 9 ani, organizatorii Untold au oferit acces gratuit și experiențe unice unui număr de peste 1500 de absolvenți de 10. Suntem mândri să lansăm a 10-a ediție a campaniei Bac de 10. Este cadoul nostru pentru toți elevii de liceu care au demonstrat excelență și determinare pe parcursul celor 4 ani de studiu. Prin această inițiativă dorim să recompensăm motivația și performanța elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat. În fiecare an oferim acestor tineri excepționali oportunitatea de a experimenta universul magic al festivalului Untold. Sperăm ca și în acest an să avem alături de noi cât mai mulți elevi de 10 pentru a sărbători împreună reușitele lor remarcabile și pentru a-i inspira să viseze, declară Edi Kereji, cofondator Untold Universe. Aceștia își vor putea ridica brățara de acces în festival în baza unei dovezi, foaie matriculă, diplomă de bacalaureat din zona de acreditări la Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, începând cu prima zi a festivalului Untold. Toți cei care s-au înscris la examenul de bacalaureat în sesiunea de vară vor putea achiziționa abonamentele la festivalul Untold, un preț special cu discount de 40 de euro până la data de 30 iulie.